Începem ședința de astăzi, ordinară, convocată prin discuția domnului primar. Într-o parte, constat că în sala de ședință invitați sunt presa Express TV. Exclusiv TV. În sala de ședință din 11 consilieri sunt prezenți 10. S-a întâlnit domnul necesar pentru aprobarea proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi. Rog, domnii consilieri, să analizeze, în faptul că și analizat proiectele, procesele verbale din ședințele anterioare, respectiv 1 februarie, 1 de îndată și 28 februarie, ședința ordinară. Nu vă bine. Dacă aveți ceva de comentat la proces verbal, la ședința de îndată. Dacă are cineva ceva de adăugat? Supun la vot cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva. Procesul verbal din ședința de pe 28 februarie, ședința ordinară. Dacă aveți ceva comentarii la acest proces verbal, dacă nu, supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. Rog, domnul consilier, să propunăm președinte de ședință care să conducă ședințele pentru următoarele 3 luni. Propuneri. Domnul consilier? Bădăniștean, pe cine propuneți? Doamna Leahu. Doamna Leahu. Alte propuneri? L-aș propune pe domnul Muzache. Să punem la vot. Cine este pentru doamna Leahu? Încă o dată n-am văzut, mă scuzați. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pentru domnul Curmuzache, vom avea diferența. Deci, președinte de ședință, o rămâne pentru următoarele 3 luni, doamna consilier Leahu Ordoaia, care mai dau cuvântul. Da? Mulțumesc. Declar ședința deschisă. Înainte de discuții pentru ordinea de zi, o să vă rog, dacă aveți eventuale întrebări, să vă înscrieți la cuvânt. Cineva, dacă vrea să înscrie. Nu vrea nimeni. Atunci să punem la vot pentru ordinea de zi. Cine este pentru să prezint ordinea? Împotrivă, abține. Unanimitate de voturi, s-a adoptat ordinea de zi. Dorește cineva suplimentare cu ordinii de zi? Nu. Deci supunem la vot pentru? Nu. Păi ați zis că nu. Nu. Așa, intrăm în ordinea de zi și o să dau citire proiectului ăsta cu președintele de ședință cu terminat. Proiectul de hotărâre privind introducerea în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Secuie în județul Bacău, a imobilului clădire grădinița cu program normal cu două săli de grupă, sat Secuie inițiator, primar Dumitru Cosmin David. Aici, dacă îmi dați voie, este vorba de grădinița, cea nu de la satul Secuie, cea cu două grupe, care s-a finalizat anul trecut. Și, după cum prevede legea, trebuie introdusă în inventarul domeniului public. Dacă aveți întrebări... În ședința de... Da. Ziceam spre ceva... Pe asta s-a discutat și ședința pe comisie, s-au validat. Pe asta vreau să spun că ieri cele trei comisii au avizat favorabil proiectul. Dacă acum sunt discuții, dacă nu, supunem la vot. Sunt discuții pe imagine? Proiectul nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține? Pentru
Proiectul s-a aprobat în unanimitate de voturi. Proiectul 3. Proiect de hotărâre privind darea administrarea terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Secuieni. Inițiator, primar Dumitru Cosmin David. Da, este vorba de grădința din Secuieni și școala de la Glodișoarele, care n-a fost dată în administrarea, este în administrarea școlii, dar nu s-a făcut procedura până la capăt. Alte discuții? Marginea proiectului e tot în comisii, cele trei comisii au avizat favorabil. Dacă nu sunt alte discuții, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 4. Proiectul a fost aprobat în unanimitate. Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții, organigrama personalului din cadrul UAT Secuieni, județul Bacău. Inițiator, primar Dumitru Cosmin David. La fel, în comisia de, în ședința de ieri, cele trei comisii au avizat favorabil. Dacă sunt discuții, cineva vrea să discute? Deci este vorba de un post care să vină în subordinea viceprimarului, în compartimentul edilitar gospodăresc, ținând cont că avem deficit de personal, întrucât omul de serviciu este în concediu medical de mai bine de 6 luni de zile și nu știm dacă se întoarcă și o să trebuiască să angajăm pe altcineva. S-a modificat funcția care era consilierul personal, că dacă nu este necesară și am mers pe un muncitor necalificat. Cam asta este. Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate, proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind completarea anexei cu hotărârii Consiliului Local 37 din 28 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului Secuieni și din subordinea Consiliului Local Secuieni. Inițiator, primar Dumitru Cosmin David. Și acest proiect în ședința de ieri au primit aviz favorabil de la cele trei comisii. Dacă acum sunt discuții, vă rog. O singură mențiune așa. Aici, în ședința de ieri, trebuie să referea la omul pentru gospodării și alea. Iar aici văd stabilirea salariilor. Nu, este vorba de stabilirea salariilor. Este completarea anexa. Deci o greșeală de... Okay. Dacă m-am exprimat, era vorba de completarea anexei care stabilea salariile anexa. Și am completat cu un anumit punct. Pentru că noi atunci, la vremea aceea, nu am prevăzut și acest post de muncitor necalificat. Deși în proiect cred că este chiar punctul cu tabelul. Atât. 14? Punctul se completează cu acel punct. 14 și numai cu referire la salariul acestui post vacant. Dacă nu... Voi rămâne neschimbat, dar la puterea necalificației. Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate de voturi, proiectul a fost aprobat. În ședința de ieri a mai fost un proiect de hotărâre care a fost amânat pentru o ședință ulterioară, deoarece au fost niște neînțelegeri, adică nu, era ceva neclar pentru noi. Consilierii au rămas să ne mai documentăm și să o discutăm într-o ședință când o să fie... Da. Proiectul de hotărâre privitor la inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a pășunilor aflate în proprietatea privată a Comunei Secuieni, județul Bacău. Inițiator, primar Dumitru Cosmin David. Ieri toate cele trei comisii au avut ceva discuții și atunci, până ne-am elucidat, s-au amânat pentru o altă ședință proiectul spre aprobare.
inițial am divagat de la subiectul inițial, da. Practic, pentru că n-am studiat materialul pentru că a fost mare exclusiv. În final, aici, în proiectul ăsta, este vorba doar de închiriere și de forma de procedură după. Asta era ideea. Da. Deci acum, din punctul meu de vedere, e simplu. Restul procedurilor, cum o să împartă, cum are, nu avea nicio legătură cu... Aici, în contractul, metodologia de implementare și toate alea. Documentația de închiriere, procedura și, în final, acum, doamna președinte, dacă... Nu avem legătură, dar să se pună la vot. Cred că hotărârea noastră de ieri a fost foarte bună, nu altă. De ce? Am propus ca să stăm de vorbă cu proprietarii animalului, cu cetățenii, să vedem ce spun, ce păreri au și dânșii. Și în timpul scurt, care a fost ieri și până astăzi, am avut deja câteva discuții. Oamenii au spus că o să facă cereri, o să vină, o să solicite, dar tot nedumeriți sunt și dânșii, adică cum o să se facă împărțeala de cea suprafeței de teren. Deci aici, pentru că, cum am spus și ieri, la noi, la Chiticeni, suhatul este împărțit, dispărțit de un canal în două. Ei, acolo sunt niște probleme, pentru că este o singură, ca să zic așa, o singură intrare ca să ajungi de partea cealaltă de suhat. Și cine o să prindă acolo, să zicem, suprafața aceea de teren, o să fie cam păgubit. Dar, în fine, să se ajunge până acolo, să vedem și cum o să se împartă până la urmă. Și când o să-i convine la nimeni, deci să iei suprafața aia de, zicem, 2-3 hectare care vin acolo și... Asta nu e problemă, că asta o să facă doar într-o ședință și de Consiliu și atunci să vedem. Este un grup, bine, angajamentul ăsta pastoral. Da. Și baza lui... Ideea este, trebuie văzut dacă ceea ce este pe hârtie ca suprafață se încadrează cu ceea ce este faptic. Și aici e o problemă, și că nu se încadrează. Și recensământul animalului, dacă într-adevăr pică capele care sunt declarate cu cele care sunt reale. Aici sunt, animalele sunt, pentru că oamenii le-au trecut pe la apia și nu are cum să nu fie trecute. Dar, în schimb, mai este problema, deci nu mai este suprafața de izlaz care a fost cândva. Deci, în realitate, în documentație este, în realitate nu mai este. De ce? S-au mai băgat anumiți proprietari care o arat din terenul... din islandul comunal. La cine faceți referire? N-am înțeles. La cine faceți referire că a intrat în islandul comunal? Ce că ar fi intrat în suhat? Păi, la Chiticeni este domnul Brănișteanu, care să știe că a intrat în astea, și mai este un proprietar de la Bărușiar, care are un teren lângă noi, lângă suhatul, lângă islaz acolo, care la fel, s-a băgat iar nu știu cât, deci... Dar să cunoaște unii au fost cu o marca, unii așa de se cunosc, deci nu să... Și de la Bărul și astăzi? Și oamenii, deci la noi sunt oameni care cunosc exact, au avut animale nu de acum de azi, au avut de ani de zile. Și știu exact unde e hatul, o marca la Vorareț, acolo unii. Deci acolo trebuie mers, măsurat, tot terenul. O să dispun deplasarea în comisii, în vederea efectuării, în bună măsură. Foarte bine ar fi. O să le spunem multe de. În realitate nu o să iasă câteva hectare. Nu e vorba de 10-20 de ani, e vorba de câteva hectare care nu o să iasă. Asta e. Și de asta am zis că e bine că am luat hotărârea totuși să amânăm cu o ședință, că nu o să fie chiar o problemă. Și la ședința următoare... Da, de îndată? Da. Dar nu este nicio problemă. Alte discuții? Cam atât am avut. Nu, poate până atunci se vede și câte cereri o să fie. Da, bineînțeles. Oamenii o să vină, o să facă cereri fiecare. Am înțeles că la noi, la Chiticeni, ar fi cam vreo 40 ceva de animale, de vaci, mai exact, în afară de Cristi Bădel, care nu știu câte are el, de ce să spun. Nu știu câte are, 20, 30, nu știu câte are, dar
Ceilalți oameni au vreo 40 și ceva de animale, deci ar fi care... Secuieni. Nu, la noi sunt încă. Și mai sunt care au și oi și... La mine este islamul separat de pentru oi, separat. Da, da. Asta. Și acolo mai sunt niște probleme când berbicienii sunt proprietari care aparțin să fac oi. Trebuie împărțit și acolo, pentru că o să ceară și aia, o să ceară și aia. Da, dar de da. Ce s-a făcut la comun tâna prin cele două sate? Chiticeniu cu Berbiceniu. Da. S-au unit și... Tot au fost discuții, de fiecare dată. Discuții sunt tot timpul, dar încercăm să le remediem. Ce? Asta ar fi problema cu pășurile. Deci tot. Unde e? La cineva? Referitor la pășune? Nu avem vaci mai mult. Hmm? Nu avem vaci. Nu aveți vaci? Da, da. Unde? Aici nu se vaci. Aducem veștile de la cetățeni. Aici este o calitate personală. Ca să nu uităm. Deci, doamna președinte, rămâne să o discutăm în altă ședință? Da, așa am stabilit. Discutăm într-o ședință care o să fie fixată între doamna secretar, odată care o să fie anunțată. Deci, să fie un ragaz ca să poată discuta mai bine. Da, da. Dar nu prea mare ragazul, că pe urmă... La toamnă, așa, da. Alții fac asta, amenajarea pastorală și nu e, dar facem ședința. O să reușim să o facem. Mă reamintesc că dosarul pentru amenajamentul pastoral este depus de anul trecut la Direcția Agricolă. Sunt anumiți pași care trebuie respectați, banii trebuie să ajungă și atât de la Direcția Agricolă pentru a se implementa acest amenajament pastoral. Deci lucrurile acestea vor merge în paralel. Da. În primar, mai aveți ceva să povestiți? Vă stau la dispoziție. Da. Cine mai dorește ceva să trebuie pe domnul primar? Cred că s-au cam epuizat, că s-au discutat ieri. Da. Pentru capitolul divers. Și eu știu, poate de ieri până astăzi nu mai a apărut ceva. În primare... Nu, cred că s-a rezolvat, că n-am mai văzut aseară cu... S-a mesperiat. Curentă electrică. Da, mai se preocupă numai ce n-am aflat tot astăzi. Încercă să trimit mai echipă în zonă. Doamna președinte, dacă nu mai aveți nimic. Termin, doamna secretară, că vă duc măcar. Da? Numai fiind alte discuții, ordinea de zi a ședinței fiind depuizată, declar ședința închisă.